Cheamă tot, nu zile, niște situații care ar trebui să aibă o anumită explicație. Da. Ar trebui să aibă o anumită explicație și pe care eu încă nu o am. Și el puțin din punctul de vedere al bunei intenții. Am din punctul de vedere al intenției de denigrare, de defamare, de defăimare a unor persoane publice. Un joc politic care îl consider murdar și eu sper să nu fie implicate și alte persoane decât cei care vor să facă politică. Cei care vor să facă politică au acces la conferințe de presă, alte instrumente pe care să le folosească, așa cum le folosim și noi. Și dacă au ceva să ne reproșeze, nu trebuie să ne reproșeze decât ei și făcând direct precizările așa cum ar trebui să le facă un om cu caracter și cu responsabilitate politică. Eu înțeleg că este campanie electorală, înțeleg că toată lumea se luptă pentru voturile cetățenilor, înțeleg că sunt implicați toți oamenii politici, dar nu înțeleg că în ultimele 10 zile de ce se întâmplă numai într-o anumită direcție toate aceste acuze de defăimări și așa mai departe. Vreau să dau niște răspunsuri la acestea, să nu credeți că am venit să aduc acuze vreunui ziarist sau vreunei publicații. Vreau totuși să fac niște precizări și să vă exprim clar câteva puncte de vedere, pentru că până la urmă, dacă dorim să informăm și unii și alții, să informăm cetățenii așa cum este corect și legal, și din partea mea, așa cum ceilalți încearcă să informeze. Am văzut și n-aș fi intervenit multe articole în ultima săptămână, vă spuneam mai devreme, dar unul din ele de astăzi chiar m-a determinat să intervin și să vă aștept să mă întrebați dacă sunt anumite opinii. Este semnat de un coleg de-al dumneavoastră, nu-i pronunț numele, e dacă vrea să spună cine este problema lui, în care se face apel insistent cetățenii să vină în fața primăriei, că nu știu cât se joacă pe Facebook, să aibă problemă cu primarul și așa mai departe. E un lucru firesc, normal, într-o democrație, orice activitate publică este stabilită de legislația în vigoare, există aceste modalități ca cetățenii să vină, să manifeste împotriva ceva. Ne-am și obișnuit în ultimii ani că din București până în țară sunt mai manifestări. Poate că e nevoie să fie și la Turnă. Dar curios este că e vorba de o manifestare împotriva unui lider politic care întâmplător este și primarul acestui municipiu. Haideți cu toții să-i dăm jos pe gunoaiele care vor să distrugă din nou și alții au reușit să salveze sau chiar să îmbunătățească. Mi se pare grosola în această adresare. Bineînțeles că noi suntem gunoaiele și probabil că eu fac parte dintre cei categorisiți gunoaie acestei comunități după 18 ani de activitate administrativă și după meritele care cred că le-a apreciat cetățenii atâta timp. O să vorbesc cu cei de la Salubritate să ne adune, să rămână numai cei corecți în acest oraș, pe care îi categorisesc unii și alții, sau probabil că se categorisesc ei singuri. A face o asemenea aluzie sau asemenea remarcă mi se pare jignitor. Și trebuie ca populația să știe. Dacă noi suntem gunoaiele sau sunt alții, populația are dreptul, indiferent cine ce spune despre unii sau despre alții, are dreptul de a merge la vot, stimați colegi. Și asta cer populație să meargă la vot. Să voteze pe cei mai corecți oameni din această comunitate. Prin îndemnul, haideți să luptăm cu toți împotriva hoților PDL. Dați-mi câteva exemple ca să discutăm de exemple clare, hoților PDL, Turda.
Nu mi-aduc aminte de exemple. În acești 18 ani, cu hoți ai PDL turdă. Cel puțin până în acest moment. Mi-aduc aminte de jigniri de genul ăsta. Cetățenii sunt îndemnați să vină nu știu când, la nu știu ce oră, și este chiar semnat acest articol. Eu, din punct de vedere al legalității, m-aș referi chiar și la codul penal. E un articol acolo în codul penal care spune ce înseamnă o asemenea determinare a populației voiți să se prezinte la ceva, eu sunt convins că nu va fi, și asemenea insulte. N-am să mai insist pe acest lucru. Dar am rugămintea să existe un respect atunci când se fac asemenea prezentări împotriva cuiva și să se dea date concrete, așa cum ar trebui să fie informată populația, și nu cuvinte luate de la gunoi, aruncate spre eventualii oameni care trăiesc în gunoi. E jalnic să folosești asemenea cuvinte despre niște oameni pe care îi știi probabil de vreo 20 de ani. Și v-aș mai aduce aminte că manifestările publice se fac conform legii 60 din 91. Întrucât cineva e îndeamnă să vină, bănuiesc că este și organizatorul acestor manifestări. Și o să vedem dacă merge mai departe cu ce v-am spus înainte. Am dorit să fac aceste precizări pentru că le consider reale din un punct de vedere al nostru. Nu am avut vreodată o intervenție publică scrisă, vorbită sau sub altă formă cu asemenea cuvinte împotriva unui cetățean al municipiului Turda. Fie că este persoană publică, persoană politică, persoană de altă. Dar aceste lucruri nu se fac întâmplător. E punctul meu de vedere. Un lucru să rețineți. N-am să renunț la această bătălie. Am dreptul meu de lider politic să mă bat legal, să fiu competitiv în această luptă politică pentru a ne câștiga voturile. Dați-mi un exemplu dacă am greșit cu ceva în această campanie electorală și arătați-mă cu degetul toți cei care doresc, dar cu exemple concrete. Dacă îmi spun o opinie și un punct de vedere, nu înseamnă să fiu crucificat de nimeni. Dacă merit să fiu crucificat, asta este soarta mea. Dar de o săptămână sunt atacat permanent, dar de voi renunța. La ce să renunț, băi fraților? La ce? La 18 ani de activitate, la atâtea rezultate, zic eu, bune, profesionale, atâtea realizări pentru Turda în acei 18 ani. La ce să renunț? N-am să renunț, fraților. Am rămas singur în această bătălie și mă duc mai departe. Le transmit acest lucru. Oricare este sacrificiul pe care îl fac, oricât voi fi de amenințat, mă voi duce mai departe. Am să mai... Sau mai cred că e un stil pe care îl consider chiar mafiot de adresare împotriva unei persoane cu asemenea importanță publică la nivel de oraș. Mai este o prezentare care iară nu vine întâmplătoare, care spune faptul că, nu știu, cei trei consilieri locali, despre asta o să vă vorbească domnul Bichiș puțin, dar consilierii locali în Turda, un oraș european, care e integrat în România, care e integrat în comunitatea europeană, mai are dreptul să funcționeze democrația. Că totuși trebuie să ne întrebăm, mai au dreptul de inițiativă consilierii locali? Mai au dreptul să convoce ședințe de consiliu local cei împuterniciți de lege? Mai e valabil votul consiliului local pentru asemenea drepturi? Dacă nu, mai e valabil, haideți să stabilim alte proceduri. Renunțăm la sistemul democratic,
la legea administrației locale, renunțăm la tot. Că cineva nu vrea să se întâlnească Consiliul Local pe anumite teme de discuții. Cu un temei invocat și contestat. Stimați colegi, să fie foarte clar un lucru. Consilierii locali, consiliile de administrație au fost numite pe perioada de interimat. Se știe foarte clar acest lucru. Procedurile pe 109 nu s-au făcut și au trecut din decembrie până acum. Da? Vedeți ce scrie acolo, că în 45 de zile trebuiau făcute niște proceduri, lucru care rog să rog pe Sorin să intervină pe ele la momentul potrivit. Revocarea consiliilor de administrație se face nu pentru scoaterea cuiva din consiliile de administrație, ci revocarea se face pentru a face procedurile pe 109, care spune că orice cetățean are dreptul să solicite intrarea într-un consiliu de administrație, inclusiv cei care au fost și cei care vin. Aceasta a fost ideea. N-a fost ideea, iată că apare acum un comunicat, ce angajații de la Salină vor protesta că sunt implicați în bătălii politice și ei opresc munca, să știe toată Europa. Iată unde s-a ajuns. Păi dacă angajații de la Salină opresc munca, că s-ar și la acest lucru, păi bănuiesc că acolo este un director care probabil crede că va fi revocat. Deși nu s-a discutat acest lucru. Nu mai vorbesc de cine mai este pe acolo. Și vă mai dau un exemplu, din câte știu, nu am 100% certitudinea, dar puteți verifica dumneavoastră, dacă mai vreți să verificați. Toți cei angajați pe perioadă determinată, de două zile, li s-a făcut contract pe perioadă nedeterminată. Probabil că ei vor veni în fața primăriei sau ei sunt angajați care închid Salina. Domnilor, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Ca să fie implicată o societate comercială în manifestări politice, într-o campanie electorală, cu opriri de lucru, amenințări, vin în fața primăriei. Păi ce are primarul cu treaba asta, domnule? Primarul nu are în subordine societățile comerciale. Primarul nu are drept de vot în Consiliul Local. Primarul nu are drept de a decide într-un fel cu privire la societățile comerciale, ci de a executa hotărârile de Consiliu. Dar are drept să convoace ședințele de Consiliu, așa cum spune legea. De ce e vorba aici de primar? E o întrebare la care mulți ar trebui să răspundă. Tot acolo se spune, domne, a devenit Salina Turda a devenit cloșca cu ouă de aur. Păi pentru asta obține cineva așa, să nu mai dea sau să nu treacă prin sistemul democratic. Că este o cloșcă cu ouă de aur? Păi dom'le, dacă este o cloșcă cu ouă de aur democratic, toată lumea trebuie să-și spună cuvântul. Vă aduc aminte că Partidul Democrat Liberal a avut 5 luni în membrii în Consiliul de Administrație. Că la ora actuală, Partidul Democrat Liberal nu are niciun membru în Consiliul de Administrație. Și n-ați văzut nicio propunere a Partidului Democrat Liberal în această perioadă, care să fie nominalizată, să ia conducerea Salinii, să ia conducerea domeniului public. De ce e atâta frică, fraților? Mergem pe ce valoroase sau ce valoros este acest obiectiv. Păi ce de ieri este valoros acest obiectiv? Salina Turda. Dar Turda dinainte și faptul că ea a ajuns la acest stadiu de apreciere s-a uitat. Acum, dintr-o dată, dacă a fost o afluență de vizitatori într-o zi, este extraordinar. Felicitări! Pentru cei care fac lucruri bune, o să-i felicit în continuare. Rămași la conducerea executivă cu ajutorul unui electorat conservator. Dragi turdeni, sunteți niște conservatori, oameni de nimic. M-ați votat. Asta se spune.
cei 10-11 mii de oameni fac parte dintr-un electorat conservator, ca și cum zice așa, selecția unor actori pe o producție cinematografică decât cerințele care ar trebui îndeplinite de un om chemat să gospodărească orașul. Păi, măi, fraților, eu vă aduc aminte că democratic am obținut cel mai mare număr de voturi din partea cetățenilor, eu ca persoană fizică, din istoria alegerilor la nivelul municipiului Turda. Păi toți oamenii aceia sunt așa conservatori și de nimic că m-au votat pe mine și n-au gândit. Eu îi întreb pe acei cetățeni, merită o asemenea defăimare dacă ei, democratic, au avut o opțiune la alegeri sau nu se mai recunoaște această opțiune? E greșit să ataci și populația municipiului Turda, votanți. E o mare greșeală. Acei oameni și-au exprimat prin vot drepturi pe care le-au constituționat. Bun, se mai discută și s-a discutat și în public și prin faptul că nu știu ce a făcut domnul Nemes Vasile, a fost un satrap, nu știu ce a făcut acolo, că lua 60 de milioane pe lună. În realitate că lua salarii pe lună. Dar astăzi cât ia directorul societății de acolo? Dacă domnul director dinainte, schimbat de Consiliul Local, prin Consiliul de Administrație, și atunci n-a fost baică, s-a făcut repede ședință de Consiliu, lua 60 de milioane. Cât ia domnule director de acum? Dacă tot vorbim de egalitate, de șanse. Pentru că mi-aduc foarte bine aminte că domnul director Nemes a fost criticat de mine, public, mi-am spus o părere și am dreptul să o spun, că n-a dat în folosință centrul spa și hotelul, da? A fost unul din motivele pentru care s-a discutat atunci. Iată că au mai trecut vreo 6 luni de zile și suntem în același stadiu. Încă o dată, nu critic pe nimeni, vă spun o realitate existentă. De asemenea, se vorbește despre cineva că a fost director și mare organizator pe la Societatea de Turism Argeșu. O societate care am înființat-o eu în 90. Am construit complexul balnear, am adus în patrimoniul municipiului Turda de la Cabana Băișoara, Muntele Filii, Cheile Tursii, Stejări și așa mai departe. O societate pe care am condus-o și nu mi-e rușine pentru ce am făcut acolo. Dar a spune că numai cineva, toți și-au adus contribuția în felul lor, pentru mine și pentru toată lumea trebuie să fie un lucru foarte clar. Când ajungi director, trebuie să faci, când ai plecat, trebuie să spui ce ai făcut, că de-aia iei 60 de milioane pe lună, da? Bun, se vorbește de... N-am atacat niciodată compania de apă. Puteți, sunteți toți martori, vă rog să-mi spuneți la sfârșit dacă am atacat vreodată domeniul public sau compania de apă, la lucrările executate sau altceva. S-au discutat totdeauna lucrurile acestea. De a spune că acum este cel mai mare profit din istoria companiei de apă, este o mare greșeală. Nu pentru că altă dată ar fi fost alt profit. Dar atunci vă mai întreb un lucru. De ce a majorat tariful la apă? Dacă merge așa de bine și cetățenii sunt într-o situație socială extraordinară în Turda, de ce s-a mai majorat tariful la apă? Sigur, sunt mult mai multe, dar n-aș insista. Eu vreau să vă spun că se transmit spre populație niște informații defăimătoare și false. Și că ar trebui să se înceteze cu această campanie denigratoare. Și pentru că e foarte corect față de cei care au dreptul să aleagă, și pentru că se creează un dezavantaj pentru unii, cel puțin din punct de vedere mediatic.
Mi-aduc aminte, în urmă cu ani de zile, când se vorbea de portocalii care, nu știu, conducea orașul. Păi, atunci s-au creat toate obiectivele. Dacă dumneavoastră îmi dați astăzi un obiectiv creat în 2 ani jumate, o să recunosc și îmi cer scuze, dar eu nu mi-aduc aminte. După 2 ani jumate de guvernare. Dar probabil că sunt în lucru și vor fi finalizate. Dar nu mi-aduc aminte ca în perioada aceea, dacă Doamne ferește o mașină de-a primăriei se oprea undeva cu un anumit interes, era mare lucru. Dar se plimbă toți cu mașinile societățile comerciale. Și vede și dumneavoastră, n-ar eu să vă mai spun eu unde, ce și cum. Dacă s-au făcut aceste proceduri ale Consiliului Local, eu le-am considerat, după ce am stat de vorbă cu ai noștri, niște proceduri legale, încadrate în perimetrul legislației viitoare și care trebuie să discutate. Ele nu elimină, încă o dată, să facem această mențiune, dreptul de a rămâne în continuare în Consiliul de Administrație și citiți 109, a celor care sunt astăzi. Dar pentru că ei au interimat, sunt revocați cu toții și se numesc ceilalți care trebuie să fie definitiv și care să urmeze procedurile legale pentru 109. Și oare de ce ar trebui să urmeze aceste proceduri? Unul din motive este și contractul la angajament. Unde este programul managerial care trebuia să-l depună până acum? Și altele și altele. Dar mai revin la acest lucru. Pentru că în primul rând, în această perioadă, s-au încălcat niște prevederi legale. Dar sunt obligat totul să vi le spun. N-aș fi vrut să intru în asemenea discuții. Credeam că se pot clarifica între noi. Potrivit articolului 13 din actul constitutiv al societății, citiți și dumneavoastră cum este ales administratorul, cum este ales președintele Consiliului de Administrație. Ce drepturi au? Dacă au depus sau nu au depus la noi acel contract de mandat, până acum vreo 5 zile când s-a aflat că, Doamne ferește, îi spunește tu, dacă se schimbă Consiliul de Administrație și directorul. Au venit cu teancul de hotărâri de Consiliul de Administrație să le depună la noi. Fără anexe, fără nimic. Multe, multe hotărâri. Contracte de mandat semnate numai 2 pagini. Ultimele 2 nu erau importante. Și altele. Deci nu mai intervin, să nu se zică că în campanie electorală atac pe cineva. Dar lucrurile acestea există. În realitate. Știți foarte bine că pe perioada vechiului Consiliu de Administrație s-a imputat atunci în discuții că nu se respectă depunerea lunară a hotărârii. Că nu cere AGA aprobarea Consiliului Local pentru hotărârile care înseamnă acționarul, da? Și alte lucruri. Deci lucrurile acestea nu au existat în această perioadă. Cu regret vă spun, nu insist mai mult, că nici nu vreau să insist. E vorba de toate societățile comerciale. Dacă dumneavoastră credeți că se poate funcționa și așa, eu nu cred. Și n-am să tăgăduiesc să spun, pentru că nu vrea decât să se intre în legalitate. N-am cerut nimic altceva. Și aici deja e o problemă administrativă și nu o problemă politică, să o transformăm într-o problemă politică. Au apărut, după 6 luni de la ultima conferință, acuze cu raportul Curții de Conturi. Eu mi-aduc aminte, dumneavoastră care ați fost, am avut 2 conferințe de presă. Nu este o prezentare publică în conferință de presă. Ce poate fi mai public decât o conferință de presă? Pentru că noi informăm cetățenii printr-o conferință de presă pe cei care ne-au ales. În ce privește, din raport, ceea ce era atribut de a rezolva Consiliul Local și cu
probleme pentru Consiliul Local, s-au făcut hotărâri de Consiliul Local. Ceea ce era atributul executivului, erau hotărâri ale executivului. Sigur că s-a pus sub o anumită formă acea discuție. Vreau însă să recunoașteți că măcar am fost și am prezentat, inclusiv problema cu Parcul Zoo, v-am spus atunci că au fost acceptate la plată unele lucrări care se consideră de executate în valoare de 1.847.000 de lei. Citiți și dumneavoastră și vedeți dacă am spus acest lucru. Dar de la acest lucru, până a se spune că PTL-ul a făcut jaf și a transferat banii din contul nostru de la, nu știu, grădina zoologică, în contul personal al doamnei consilier Daniela Florea. Doamna Florea și-a rectificat, dacă ați văzut declarația de ardere, a fost o greșeală. Nu că a prezentat care bani, a fost o greșeală că n-a spus de unde vin acei bani. Și-a rectificat-o și dovedește cu acte la finanțe că și-a plătit toate taxele și toate obligațiile financiare. Cred că era mai corect să fie întrebată decât să fie amestecată în acest lucru. Nu mai insist pe asta, dacă mai aveți dumneavoastră alte întrebări la acest aspect. Cu privire la modul de gestionare a societăților comerciale, indiferent cine va fi primar, are atributul obligatoriu de a verifica permanent buna gestionare a acestor activități. Și altă dată se mai trimiteau rapoarte la executiv și la primar. Acum nu mai este modelul acesta, numai la Consiliul Local sau nici acolo. Nu a fost neglijată nicio societate comercială din partea executivului. În toată această perioadă, pot să vă asigur că în 2013, la domeniul public, s-au dat peste 100 de miliarde de lei pentru lucrări. N-am acum cifra cât s-a dat înainte când se spuneau că erau portocalii. Dar în mod cert s-au dat acum mai mulți bani decât s-au dat înainte. Numai anul acesta s-au dat 25 de miliarde, 26 de miliarde. Atât a fost posibil. Lucrări executate, sunt lucrări în recepție. Nu ne-am făcut niciodată din această societate un plan să nu-i plătim, ca să o neglijăm. Felicit că ajung la un profit, mai trebuie să muncească. Aș mai avea multe de spus între relația salină, domeniul public și alte lucruri. Dar fiind campanie, o să ies din aceste prezentări. În încheiere, un lucru este foarte clar. Eu am vorbit de probleme administrative, n-am atacat pe nimeni politic. Nu mi-e frică să mă duc mai departe pe drumul care l-am avut, chiar dacă am rămas singur în bătălie cu ceilalți. Nu mi-e frică de manifestările care pot să le facă ei sau alții sau cine vrea împotriva primarului, pentru că n-am ce să reproșez foarte multe lucruri. Aprecierea muncii mele a fost dată de cetățeni la vot, iar cu privire la implicarea factorului politic în societățile comerciale, implicarea este a celor care gestionează societățile comerciale și care determină pe acești oameni, probabil cei angajați în ultima perioadă și plătiți, să vină cu asemenea minuni, ca și cum ne-am speriat de acest lucru. Ei să-și vadă de treaba lor că sunt angajați și dacă nu sunt implicați politic, să-și vadă de treaba lor. Pentru că primesc salarii destul de bune și prime și așa mai departe, unu, doi, au un loc de muncă bine determinat, trei, puțin din cetățenii turdeni
au avut șansa să fie angajați. Puțin. Da, probabil că și acolo au fost angajați după procedurile legale, că de aceea se exprimă în mod public că nu vor să fie implicați în luptă politică. Sunt foarte mulți șomeri în Turda, care ar vrea să le ia locul în condițiile în care se mai deschide un loc pe acolo și pe lumii. Deși acest aspect am dorit să-l menționez. Atitudinea lor este una forțată de alte împrejurări. Pentru că nimeni nu se gândește, hai să ne adunăm să oprim lucrul la Salină. Toată imaginea pe care au creat-o alții atâția ani de zile, o pot distruge într-o zi sau două. Vinovați de acest lucru se fac cei care conduc asta Salină. Dacă există o asemenea manifestare sau manipulare a oamenilor pentru asemenea evenimente sau altele prin fața primăriei. Să se gândească foarte bine înainte de a demara asemenea acțiuni. În ce mă privește, o să respect tot ce înseamnă corectitudine în campania electorală, dar o să răspund la provocări, că n-am ce face. N-am fost niciodată un om slab și nu o să fiu nici de aici înainte. Dreptul la opinie l-am și eu, cum l-au și ceilalți. N-am jignit pe nimeni, n-am pronunțat nume în campania electorală cu o adresare jignitoare la aceste nume și mi-am respectat cuvântul pentru a ține o perioadă de campanie electorală elegantă, cu respect așa cum merită cetățenii, pentru a fi aleși cei care îi consideră ei. Nu i-am determinat nici într-un fel, pur și simplu îmi fac campania electorală normală, așa cum scrie legea. Sorine, te rog. Vă salut și eu și vă mulțumesc pentru participarea noastră la conferința de presă de astăzi. Aș vrea să mă refer în special la un aspect care a apărut acum de câteva minute, de aia mi-am permis să notez câteva lucruri aici, și anume presupusa grevă spontană sau, mă rog, mișcare spontană care a urmat să aibă loc la Salina Turda în urma unor, mă rog, articole apărute în presa locală referitoare la ședința de mâine, ședința extraordinară a Consiliului Local, și care prevede, printre altele, și o serie de proiecte de hotărâre care revocă actualul Consiliu de Administrație, atât la Salina cât și la RADB. De ce la Salina Turda? De ce, și, de ce nu fac această mișcare de protest spontană și RADB-ul? V-a spus întrebarea? Încerc să vă dau eu un răspuns. Pentru că la Salina Turda a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Salinei pe 2014, unde o cifră semnificativă parte de cheltuieli constă în cheltuieli de personal. Ca să nu vă apucați să faceți calcule, vă spun eu și să mă credeți pe cuvânt, fondul de salarii la Salina Turda a crescut cu 34% pentru anul 2014. Ceea ce mă duce să trag concluzia, pentru că, vă repet, la RADP nu s-au anunțat asemenea mișcări, doar la Salina. Sigur că da, o serie de oameni, și vreau să vă spun că au fost angajați de la 61 la 123 de oameni, la ora actuală, da? S-au dublat numărul de lucrări. Acei oameni, așa cum spunea și domnul primar, pot fi manipulați. Și este josnic ca, mă rog, anumiți factori de decizie sau de administrare să profite de slăbiciunea unor noi angajați sau vieți angajați și să-i ducă spre asemenea gesturi. Vreau să atrag atenția cu intermediul dumneavoastră faptul că Salina nu-și poate permite să aibă mișcări de asemenea. Faptul odată și-a trezit o imagine foarte bună, atât în țară cât și în străinătate, și nu cred că este momentul, riscă cei care încearcă să provoace această chestiune de a pune o pată urâtă și încerc să cred iremediabile asupra brandului Salina Turda. Deci, ca atare, eu vreau să informez prin intermediul dumneavoastră
că această revocare a membrilor Consiliului de Administrație, atât la Salină, cât și la RADP, s-a făcut ca motivație, așa cum spunea și domnul primar, probabil ați reținut, prin modificarea de statut, trecând de la legea 31, lege din 1990, la ordonanța 109. Ordonanța 109 care privește guvernarea societăților corporatiste. Deci, trebuie să se întâmple peste tot. Peste tot în țară funcționează aceste societăți comerciale sau regii, mă rog, din subordinea sau în care autoritatea publică locală, teritorială, națională este acționar majoritar sau unic în cazul acestor două societăți, să treacă pe ordonanța 109. Ne ducem un pic în timp, cam acum un an, în martie, vă aduceți foarte bine aminte, a fost revocat vechiul Consiliu de Administrație cu directorul Mera de atunci și repuși, adică numiți ceilalți administratori cu directorul Nemes Vasile. Vreau să vă spun că legea 215 spune, la un moment dat, nu intru în articol, dumneavoastră știți foarte bine, numărul celor care intră în Consiliul de Administrație ale societăților comerciale, în cazul Salina, ca să nu depunem în cap, se face corespunzător cu numărul consilierilor și a structurii politice, a opiniunii politice din Consiliul Local rezultat în urma alegerilor. Un simplu calcul, la un număr de 9 administratori, 9 membri Consiliului de Administrație la Salina și la RADP, pe atunci, coaliția USL PPDD plus PC aveau 12 consilieri locali, da? Făcând un calcul aritmetic, dacă la, din 9 locuri de administratori, acestei coaliții reveneau 5 locuri. Iar PDL plus UDMR cu 9 consilieri ar fi beneficiat de 4 locuri. În forță, ne-au acordat un loc în Consiliul Local, atât la Salină, cât și la RADP. Nu ia PDL-ul. Atunci. Da? Noi am avut și pot nominalizat din partea PDL, a fost doamna Baciu la Salină și doamna Ducu ăsta, la din Baciu. Da? Și așa, după cum spunea domnul primar, după o perioadă, văzând atâtea nereguli care se întâmplă acolo și totala netransparență, vă aduceți aminte de ședințele de Consiliu în care a fost invitat directorul Salinei și domnul președinte al Consiliului de Administrație de atunci, domnul de la PSD, îmi scapă acum. Cojan. Exact. Și știți ce s-a întâmplat în fața plenului local. Nu mai insist aici. Ca atare, am decis atunci să retragem reprezentanții PDL din Consiliul de Administrație, cei câte unul și unul. Vă repet, în mod normal ar trebui să avem 4. Bun. Cum s-a făcut acea numire a administratorilor în ședința din martie, dacă vă duceți aminte? A fost o ședință de îndată în care s-au adus cu 5 minute înainte de acest Consiliu Local. Ședința de Consiliu Local, da. Ședința de Consiliu Local din martie, 23 martie, nu o să uit chestiunea asta. S-a făcut o ședință de îndată, s-au adus cu 5 minute înainte 20 de proiecte de hotărâri pe care le știți și dumneavoastră. S-a votat în gro. Ce transparență? De ce transparență vorbiți? Fac aici o paranteză și vă spun ședința de mâine. Este o ședință extraordinară, a căror materiale au fost puse la dispoziția consilierilor, organelor presă, așa, cetățenilor, cu 3 zile înainte, așa cum spune, de fapt, regulamentul de organizare funcționare al Consiliului Local. Dacă am fi procedat la fel și am fi făcut o ședință din asta, de îndată, cu 5 minute înainte, probabil că evitam aceste chestiuni și aceste manifestații care, mă rog, se preconizează a avea loc în această după-masă sau mâine, chiar în fața Consiliului Local, în timpul ședinței. Nu? Nu. Am procedat conform legii, cu 3 zile înainte, tocmai pentru această transparență. Ce vă ziceam? Mai avut o treabă de genul ăsta cu fotbal, acum vreo câțiva ani, dacă vă aduceți aminte. Cineva a adus toată echipa de fotbal în Consiliul Local. Da. Și a jignit într-un Consiliul Local. Tot pe o ședință corect făcută și da. Așa mai departe. Procedurile sunt mai vechi. Sunt chestiuni pe care eu nu le pot accepta. Nu le pot pentru ca cineva să manipuleze o masă de oameni care probabil au anumite slăbiciuni și cineva profită de ele.
Vă aduceți aminte de consecințele care au avut loc în urma acele ședințe de îndată cu acele numiri? Astăzi, doi dintre colegii noștri sunt cercetați de către DNA, s-a ajuns în fața cercetării de către DNA în urma rapoartelor ANI care au stabilit starea lor de conflict de interese și lucruri mult mai grave. Nu vrem să se întâmple acest lucru. Vom proceda mâine în ședința de Consiliu Local conform ordonanței 109. Vom stabili o comisie care va analiza solicitările viitorilor membri ai Consiliului de Administrație la cele două societăți conform criteriilor generale și specifice. Vreau să vă dau o singură paranteză și dumneavoastră, cum sunteți între dumneavoastră fiind observatori ai vieții politice și economice a Curzii, veți putea să mergeți un pic mai departe. În criteriile generale, un membru Consiliului de Administrație poate fi dacă are studii post-universitare cu diploma sau echivalent, sau studii superioare de lungă durată cu diploma sau echivalent. Deci nu putem pune în Consiliul de Administrație pe nu știu cine că să-l recompensăm chiar dacă el sărac abia a terminat o școală generală sau o profesională. Sau are probleme penale. Sau are probleme penale, da? Pentru că acolo sunt niște declarații. Sunt niște declarații pe care trebuie să le dăm. Ori dacă ne uităm la Consiliul de Administrație care a fost ales anul trecut în martie și la cel care funcționează acum, cred că sunt persoane care nu prea îndeplinesc aceste condiții generale. Nu mai vorbesc de condițiile specifice. În special pentru o unitate de, ca și Salina, încadrată, mă rog, la turism, la turism balnear, Consiliul de Administrație trebuie să aibă, măcar prin directorul general, studii temeinice în acest domeniu de activitate. Ca atare, prin ordonanță 109, sunt impuse niște cerințe clare pe care, dacă nu le respecti, ești pasibil de amendă sau, dacă nu, și de cazul chestii unii mai grave, și anume, trebuie, în primul și în primul rând, să publici pe site-ul instituției respective și te obliga să publici lista cu numele administratorilor și CV-ul acestor persoane. Indemnizațiile pe care le au, atât fixe cât și cele, mă rog, variabile, cum se numesc în ordonanță, da? Tocmai pentru a fi această transparență. Ați găsit aceste chestiuni publicate? Nu. Din păcate, nu. Poftiți. Eu termin și după aceea mare plăcere vă răspund la orice întrebare. Bude. Și ca ultimă chestiune pe care vreau să o ating, de acest titlu cu jaful de la jaful, jaf la grâna zoologică și la dibace. E, înainte să scrii sau să pui un asemenea articol sau titlu, ar fi foarte bine să te documentezi, să iei un pic legea de funcționare a Curții de Conturi, să vezi ce atribuțiuni au, ce măsuri pot lua, cui să supun, cui raportează și care sunt consecințele sau, mă rog, atribuțiunile pe care le au ei în urma contrarilor pe care le fac la societățile la primării și la toate cele subordonate sau de stat. Pentru că acolo ați fi văzut, soția mea lucrează de foarte, foarte mulți ani în sistemul bugetar, în fiecare an are curte de conturi. De fiecare dată se găsesc anumite nereguli. Pe sume mai mari, pe sume mai mici. Să dă termen. Să dă termen, să specifică, să se iei măsurile legale, să se intre în legalitate. Deci nu poți să spui deja banii aceia care au fost duși, mă rog, pentru că s-a constatat într-un raport al Curții de Conturi. Fac o paranteză aici, Doamne ferește, de chestiuni din astea. Dar dacă era într-adevăr, era sesizat imediat de neam în cazul ăsta. Și nu știu dacă... Problema este că noi ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce a scris raportul Curții de Conturi. Am demarat toate procedurile prevăzute de legislație și toate drepturile care le avem și noi să ne apărăm. Când o să avem o soluție finală printr-o hotărâre judecătorească, nu încerc să veți afla. Exact asta, exact asta vreau să spun. Și pentru că avem nerăbdare, dar avem timpul necesar pentru a clarifica acest lucru. Că vă spunem ce s-a întâmplat când vine hotărârea sau nu vă spunem dacă cineva este vinovat, va suporta consecințele legale, dar avem puțină răbdare în acest sens.
Pentru că și noi avem dreptul să ne apărăm și să ne clarificăm punctul de vedere. Deci ar trebui această răbdare până la termenul final de punere în aplicare. Ceea ce mă deranjează, titlul, care, sigur, pentru neaveniți poate să, chiar să ia de bună, domnule, acolo să fură și consilieri și cu primar și cu toată lumea. Vreau să vă spun că n-am avut niciodată probleme de genul ăsta, nici nu vreau să am, nu m-am încărunțit degeaba să ajung la vârsta la care să am probleme. Și mai mult, faptul că acest articol este strecurat acum, era atât de necesar de strecurat acum, tocmai în campanie electorală. Nu vreau să atac, exact cum spunea și domnul primar, de fapt am fost și într-o emisiune cu colegii dumneavoastră și am obținut de la toate chestiile de atac. Nu e în caracterul meu să fac aceste lucruri, dar mă deranjează, pentru că acolo, cu jaful numit, mă simt că și eu sunt. Eu vă mulțumesc. Și solicităm în continuare să fim tratați cu corectitudine, așa trebuie. Am dat doar exemple de ce s-a întâmplat în această perioadă, nu ducem acuze nimănui. Și în final, vă mai citesc ceva, că am vrut să-l las pentru altă conferință de presă, dacă sunteți așa de mulți. Ia uite ce spune un regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație a Salinii. Fără să aduc acuze, încă o dată spun, dar sunt documente. N-avem voie să spunem de el. Articolul 6. Renumerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profit net al societății de 1,5%. Știați de acest lucru? Nici eu nu știam. Dar, ia uite că am aflat, că nu aflam dacă nu mă interesam. Cu alte, o schemă pentru fiecare administrator, o schemă de pensii sau de formă de remunerare pe baza performanțelor și așa mai departe. Adică, membrii Consiliului de Administrație au indemnizație fixă stabilită prin contractul de mandat de Consiliul Local. Nu pot ei să-și schimbe regulamentul de organizare și funcționare a unui Consiliu de Administrație, ne ținând cont de prevederile hotărârilor din Consiliul Local și a Ordonanței 109. Vă mai dau un exemplu. Cheltuielile de deplasare în interesul societății în țară sau în străinătate efectuate de administratori vor fi decontate din bugetul societății pe bază de documente justificative, ca care nu scredică el pe acest drept. Și iată să vă mai dau un exemplu de transparență totală. De aceea nu pot să tac. Nu pot să tac. Ia uite ce scrie aici. Este interzis oricărui dintre membrii Consiliului de Administrație să solicite sau să dobândească spre a fi ridicate de la sediul societății sau spre a fi transmise în altă locație, în afara sediului societății, date sau informații în formă materializată, respectiv copii după documente sau înscrisuri de orice natură, pe suport de hârtie sau pe suport. Deci se interzice să ne comunice ce trebuie. Împotriva legii, nu? Nu știu, eu nu comentez. Te rog să nu comentezi acest lucru. Stimați colegi, cam despre asta este vorba într-o țară în care noi suntem gunoaiele și hoții. Regret acele cuvinte, sper că nu se vor mai întâlni. Dumneavoastră tratați cum doriți aceste informații. Punctul dumneavoastră de vedere, eu nu le-am spus pentru a ataca pe cineva. M-am prezentat tot pentru informații de ordine de decizie administrativă. Și atunci nu trebuie să facem 109 ore în Consiliul de Administrație. De ce să nu decidă Consiliul Local? Că primarul nu are niciun drept. Încă o dată, primarul nu are niciun drept să decidă. Decide Consiliul Local.
E o greșeală dacă vor veni Consiliul Local să spună ce fac pentru indemnizația primită? Cum au dus la îndeplinire hotărârea de Consiliul Local de aprobare a bugetului și a celorlalte? Cum ne cereți nouă să punem pe site orice achiziție? Ei au dreptul să facă treaba asta? Obligația. I-am zis dreptul, că vorba aia sunt. Deci, lucrurile acestea nu pot fi trecute cu vederea. Lucrurile acestea eu le-am spus, hai să le corectăm. Iată că nu se pot corecta decât public. Este o mare greșeală. Ei au deschis această... Și dacă trebuie, mai discutăm de aceste teme și cu alte ocazii în funcție de cum cred eu. Vă rog, dacă sunt întrebări. La sfârșitul acestei conferințe, s-a făcut referire la o regulament de organizare și funcționare a salinitură. Când a fost adoptat respectivul regulament? Nu știu. Nu știu. Am intrat și eu în posesia lui întâmplător. Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație, care nu poate fi aprobat de Consiliul de Administrație. Nu își poate face propriul regulament. Mai ales un Consiliu de Administrație neinterimat. Provizoriu. El trebuie aprobat firesc prin hotărâre de Consiliul Local, dacă se dorește acest lucru. Mă înțelegeți? Eu asta vreau să spun. Să aducem totul înapoi la Consiliul Local. Ca hotărârile care guvernează strategii, execuții, viitor, prezent, al oricărei societăți, să fie gestionate prin Consiliul Local, așa cum bun, rău acest Consiliu, dar măcar așa putem afla și noi, și poate afla și presa, și poate afla și populația despre ce este vorba. Deci, în sensul acesta, am această dorință. Nu e problema mea dacă pot obține sau nu această dorință să fie valorificată. Da. Aș vrea să vă întreb dacă acest regulament la care faceți referire a fost schimbat de către Consiliul de Administrație sau l-a schimbat reprezentantul în Adunarea Generală Acționarii. Nu știu, întrebați-i, vă rog. Întrebați-i, eu am în față un draft acestui regulament. Întrebați-i, eu n-am primit. Dar legal cine poate să eu... spune? Consiliul de Administrație sau reprezentantul la Adunarea Generală? Legal bine, Consiliul Local poate aproba. Pentru că reprezentantul ACA, conform regulamentului de funcționare a Consiliului Local, este obligat să vină în Consiliul Local să ia mandat pentru a merge și a aproba ceva, ceea ce nu s-a întâmplat. Și nici la alte societăți comerciale. Singurii compania de apă ne-au trimis acum pentru ședința din 29 sau ceva ordinea de zi pentru a ne pregăti. Mai am o întrebare. Mă gândesc că cunoașteți aceste probleme de mai mult timp. Nu le-ați descoperit peste noapte în ultimele 3-4-5 zile. Nu le-am descoperit săptămâna trecută, domnule. Bun, aș vrea o treabă. Pentru că atunci mi-au trimis hotărârile Consiliului de Administrație. Am înțeles. Mă înțelegeți? Până atunci n-am avut nicio informație. Am înțeles asta. Vreau să vă întreb în schimb alt aspect. Ați spus tot timpul că este o problemă administrativă și nu este o problemă politică. Aș vrea să vă întreb de ce nu ați inițiat dumneavoastră proiectele de hotărâre și le-au inițiat consilierii locali. Pentru că este informație de prima dată. Au ajuns pe dumneavoastră și le-am văzut ulterior. Conform legislației în vigoare, eu pot iniția proiecte de hotărâre în ceea ce privește activitatea administrației publice locale, nu a societăților comerciale. Atributul de proiecte de hotărâre pentru societățile comerciale este a Consiliului Local, nu a primarului. Da, dacă mai aveți alte întrebări. În calitate de primar, în ce procent puteți să spuneți că sunteți mulțumit de activitatea conducerii sau de conducerea executivă nu am procent. De Consiliul de Administrație nu mă exprim, pentru că aștept un raport al Consiliului de Administrație să vedem. Eu nu apreciez activitatea Consiliului de Administrație dacă nu am un raport și nu apreciez după zile întâmplătoare că este foarte bine sau este foarte rău. Eu sper să fie performant în continuare. Pentru că avem nevoie și de finanțări, avem nevoie și de punerea în funcțiune a niște obiective care nu sunt de acum, sunt de vreo 2 ani jumate nefinalizate. Înțelegeți? Dar din punctul meu de vedere, dacă o să mergeți și
să vedeți, eu nu sunt mulțumit de curățenie, de comportamentul oamenilor. Am semnale, deci astea sunt, pot să le critic. Și lucrul care l-am transmis. Lucrul acesta mă doare. Pe de altă parte, cred că domnul director a trebuit să-și legreze problemele care le are și anumite probleme personale. Noi am privit niște semnale, în sensul că avea obligații față de terți și așa mai departe. Deci lucrurile acestea nu fac parte din criteriile după 109. Nu știu exact și am primit niște informații, deci eu nu am eu dovada. Dar aceste informații creează suspiciuni, așa cum iată, creează și asupra mea, că am jefuit, nu știu ce. Ați început acest comunic de presă, vorbind despre cerea de protest care a fost inițiată pe Facebook. Știți câte persoane și-au anunțat prezența la această participație? 50.000, cred că. 17, nu știu. Deci, eu nu știu, eu nu mă uit. Eu n-am... Domnul Bucur, această întâlnire de astăzi nu are efectul că m-am speriat de ora nu știu care de astăzi sau de ce va fi. Faptul că mi se cer tot timpul niște informații, faptul că sunt atacat într-un anumit fel, indirect, acest lucru mă jignește. Că dacă are cineva direct să-mi spună ceva, să vină să-mi o spună public, așa cum o fac și eu, da? Dar indirect deja este cu totul altă poveste. Dar indirect înseamnă supoziții. Presupunem că știți mai bine ca și mine, da? Deci este o intoxicare informatică spre populație. De ce are Turda nevoie de așa ceva? Sau are nevoie de un sistem democratic coerent care să funcționeze? Eu nu vă mai dau exemple că noi avem toate societățile comerciale, noi avem... Lucrurile acestea nu și-au rost. Cine conduce societatea comercială, are treaba administrativă să-și vadă treaba politică. În altă parte. Pentru că dacă e să-l criticăm, avem ce critica și la Ovidiu Nera, dar n-a fost niciodată membru unui partid politic. Ovidiu Nera n-a fost membru unui partid politic. Ovidiu Nera nu l-ați văzut în vreo campanie electorală, îngând pe străzi cu PDL-ul sau cu alt partid. Acest lucru l-am reușit noi atunci. Și nu cred că îmi dați două, trei nume care să fie membri de partid de acolo, de la Salina. Dar eu vă pot am 10 astăzi. Deci asta este diferența. Eu am ținut la acest obiectiv, am crezut foarte mult în el și doresc să ne apere integritatea de imagine și de serviciu bine făcut acolo la Salina. Pentru că noi, imaginea municipiului astăzi este prin Salina. Dacă noi astăzi îl facem bandit primar, noi îl facem host pe consilierul putare, poi ne denigrăm între noi. Credeți că este bine pentru acest oraș? Deci eu știu că e atractivă campania electorală și vrem să o facem electrizantă. O facem. Că nici eu am spus în emisiune că n-am mai avut locuri la Benere, de-abia mi le-am găsit locurile. Cineva s-a dus și mi-a ocupat locurile de la Benere, chiar dacă eu eram singurul care aveam autorizație. Dar se pare că la noi, dacă ai actele, n-ai nici drept de proprietate. Dar vreau să vă întreb, și țineam mai devreme, că această procedură de revocare a celor două consilii de administrație a primit un aspect politic în contextul în care s-au făcut referiri la inițiatorii proiectelor de hotărâre. Și de aici s-a pornit că ar putea exista o conotație politică, se formează noi alianțe în Consiliul Local și așa mai departe. Eu cred să vă întreb în ce măsură există o procedură anume după care inițiatorul unui proiect de hotărâre este inițiator. Mai puțin colocvial se discută acolo, zice, bă, care ne băgăm un proiect sau care e problema? Adică, în ce sens ar putea să existe un inițiator de la PDL, unul de la UDMR, unul de la PNL, unul de la PC, sau nu, nu este de la PC, și unul de la PPDD, de exemplu. Și atunci, dacă ar fi inițiator din toate formațiunile politice, probabil s-ar putea anula această idee a conotațiilor politice. Sigur că se pot da conotații politice, dar de ce să nu le dăm conotații administrative? Pentru că atâta timp cât trei consilieri care au avut curajul să zică suntem inițiatori, că restul nu vor să
vină să inițieze asemenea. Tot mai puțin, lasă să inițieze primarul după ce s-a întâmplat în martie 2013. Cu cei care și-au inițiat părinții, frații, surorile și neamurile prin consiliul de administrație. Deci, inițiatorii au primit să fie cei trei. Vă asigur că nu există între noi pe telefon niciun protocol sau o discuție politică cu liberalii sau cu Partidul Poporului, Daniel Profesor sau... Sunt proceduri administrative. Efectiv, s-au încălcat niște prevederi legale și noi am considerat cei din oamenii politici din cele trei formațiuni ca să deschidem aceste proceduri. Gândiți-vă că și liberalii au membri în Consiliul de Administrație. Este domnul Călin Ferezeu, da? Deci, încă o dată este dovada clară că revocarea se trebuie făcută pentru toți și se vine pe 109 cu cei care îi transmit mai departe, nu știu, formațiunile politice sau cerurile care se fac. Asta nu înseamnă că cei care sunt astăzi în Consiliul de Administrație nu vor fi și mâine. Înțelegeți? Nici nu s-a făcut o listă cu propuneri. Nici n-a fost proiect de hotărâre sau de listă să zicem, ăștia vor fi propunerile și să-i scoatem afară pe ceilalți. Nu a fost așa ceva. Spuneați de curaj un consilier de a se prezenta de inițiatorul unor proiecte de hotărâre. Să înțeleg că restul nu ar avea curaj, asta însemnând că, deși ei consideră că, într-adevăr, un astfel de proiect de hotărâre a trebuit să existe și a trebuit supus aprobării, refuză să semneze ca inițiator și cumva acceptă tacit că acel proiect va fi inițiat supus dezbaterii și probabil îl va vota mai mult, mai ales că este vorba de vot secret, pentru că dacă există accepțiune tacită, ea poate fi la fel de bine, cu atât mai mult cu cât e corect să existe un astfel de proiect de hotărâre, nu mă refer la unul anume. Dar ziceam de 109 și de necesitatea acestor proiecte de hotărâre. Și atunci foarte bine ar trebui să fie 21 de semnatari, pentru că toți consideră că lucrurile sunt cât se poate de normale și să zicem, se intră într-o legalitate. Păi ați văzut reacția. De unde să fie 21 de semnatari când toți ceilalți sunt nesemnatari și au sărit împotriva acestor proiecte? Deși ele, eu încă o dată vă spun, e o stare de normalitate. Dacă noi discutăm în PDL niște probleme, noi între noi discutăm și cine poate semna sau nu semnează un asemenea hotărâre de Consiliu. Dar nu știu de ce e interpretat politic. Ziceam că în măsura în care toți consilierii de acord cu astfel de un astfel de proiect este cât se poate delega și trebuie pus pe ordinea de zi a unei ședințe, de ce nu semnează tot și se elimină orice conotație? N-am răspuns la această întrebare. De ce nu și dacă au existat neregulare? Eu n-am purtat mai puțin, n-am purtat discuții eu cu formațiunile politice. Am avut întâlniri cu PNL-ul separat, PP-ul separat. E un lucru care a răbunit datorită, încă o dată vă spun, transmiterea acelor hotărâri de Consiliul de Administrație de la Salina și netransmiterea niciunei hotărâri de Consiliul de Administrație de la domeniul public. Și am zis, sigur este nevoie să clarificăm aceste lucruri, să nu se mai facă greșeli. Deci acesta a fost motivația. N-am criticat că domnul Matei nu este bun la Salină și că n-are performanțe. N-am zis niciodată acest lucru. Spuneți-mi când am zis. Dacă am zis vreodată pe domnul Sărășan, n-am zis niciodată. Am spus clar că sunt nemulțumit de domnul director de la Salină. Asta e o problema mea, dacă am spus. Și eu așa cred. Parcă și pe o secundă și gata. Poate și cât a dus anului trecut și dacă nu mă înșel undeva și la începutul acestui an, au fost, cum să zic, niște situații puțin mai ciudate. Au existat niște demisii din consiliile de administrație, demisii care nu au fost supuse aprobării Consiliului Local. Da, de exemplu, a fost demisie în mai, mi se pare, doamna Haro, după acel 27 sau 23 martie, undeva mai că nici nu trecuseră două săptămâni sau în aprilie, și a prezentat demisia care a fost aprobată în octombrie. Deci de-aia zic, au existat disfuncționalități. Da, și atunci întrebarea este, cel care reprezintă Consiliul Local în bordurile acestor societăți, de ce nu au venit cu informațiile astea spre Consiliul Local? Păi Consiliul de Administrație a doua zi trebuia să înștiințeze Consiliul Local că e o demisie și ea să fie aplicabilă printr-o hotărâre de Consiliu Local. Dacă n-a făcut-o Consiliu Local, fiecare formațiune care și-a propus membrii în Consiliul de Administrație are obligația
Atunci când se întâmplă ceva, se inițieze prin consiliere local, hotărârea de consiliu local de schimbare sau de anulare. Dacă nu a fost chiar o situație foarte ciudată, pentru că era o anumită structură a unui consiliu local, așa că nu chiar la Salina, o persoană își prezintă demisia, nu există hotărâre de consiliu, nici una, privind acceptarea respectivei demisii și când se revocă consiliul acela cu Nemes, Vasile și așa mai departe și cu Cojan, consiliul revocat are o altă persoană în locul celei care și-a prezentat demisia, nu există nicio hotărâre de consiliu între cele două perioade, demisie și revocarea din iarnă, în care să se accepte o demisie și să se accepte un nou membru, care nou membru apare din consiliul demis. Deci eu zic că... Pentru că acele consilii de administrație, și mai e un caz, există și astăzi, acele consilii de administrație au considerat că au dreptul legal să înlocuiască direct fără să mai treacă prin consiliul local. Atâta timp cât au făcut acest lucru și au făcut și înscrisurile la Registrul Comerțului pe actul constitutiv și există acolo, noi trebuie să-l demitem acum pe hotărâre de Consiliul Local. Normal, acea activitate administrativă, juridică sau cum îi ziceți, ar trebui sancționată de cineva. Pentru că hotărârile de Consiliu de Administrație n-ar trebui să fie valabile atâta timp cât un membru funcționează sub această formă. Domnul Marian, numai puțin. Deci răspunsul l-ați dat dumneavoastră cu întrebarea care ați spus-o. Atâta timp când n-a fost transparență, respectiva demisie